Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune din seria Căutând adevărul. Astăzi o să încercăm să vedem la ce întrebări din spiritualitate, întrebări existențiale, întrebări despre noi, despre viață, despre univers, reușește să ne răspundă baza pe care am pus-o în aceste emisiuni. Recomandarea permanentă este aceea de a vedea măcar toate aceste emisiuni, dacă nu în ordine, ideal ar fi să le vezi în ordine, dar dacă nu se poate, emisiunile au sens și luate fiecare în parte, însă și mai mult sens are tot vizionatul acesta al emisiunilor în momentul în care ne deschidem să le vedem pe toate, fiindcă inițial m-am străduit să pun o bază teoretică, să-i spunem, a lucrurilor pe care urmează să le explicăm și evidențiem. Și o să vedem că prin prisma acelei baze teoretice, două scheme, sunt trei desene, da? Avem, înțelegând însă desenele respective și având respectiva bază, dacă avem structura respectivă și venim și o suprapunem peste lumea pe care o experimentăm, vedem că dă bine. Este ca și cum venim cu un șablon pe care încercăm să-l suprapunem peste această complexitate infinită pe care o are universul pe care îl experimentăm și planul în care ne aflăm, dar când venim cu șablonul respectiv, vedem că foarte multe nedumeriri pe care le-am putea avea își găsesc răspunsul și rezolvarea în schemele respective, dacă acceptăm adevărul din spatele lor. Și fix asta o să facem astăzi. Sunt câteva întrebări, o serie de, sau nu neapărat, nu sunt întrebări cu semnul întrebării la final, sunt subiecte tematici care apar, am observat, în viața foarte multor oameni. Au apărut în viața mea la un moment dat, în momentul în care m-am deschis înspre a căuta și cerceta mai multe în acest domeniu al spiritualității, m-am deschis înspre a căuta și cerceta mai multe despre minte, despre conștiință, despre materie, despre dacă există sau nu Dumnezeu, despre care este scopul meu aici, despre spirit și suflet și așa mai departe. Aceste întrebări tind să se prezinte inevitabil în viața oamenilor și o să vedem că, raportându-ne la baza pe care am pus-o în aceste emisiuni, răspunsul la întrebările acestea existențiale și nu numai, poate fi găsit foarte ușor. Prin urmare, ce o să facem astăzi? Ca să aibă sens emisiunile și relativ independent, recomandarea rămâne în aceea de a le vedea pe toate, dar nu este sub nicio formă vreo obligație. Nici n-aș avea cum să vin acasă la tine să te oblig să le vezi pe toate. Dar doar așa are mai mult sens. Dacă vrei să prinzi tot sensul, dă-ți voie să le vezi pe toate. O să recapitulăm puțin cele două scheme de bază și prima dintre ele este cea a scării nivelurilor de conștiință pe care o să o desenăm aici. Avem 1, avem 1000 sus, scriem aici scara nivelurilor de conștiință și asta înseamnă că acel plan, dacă este să ne gândim puțin și la cealaltă schemă, să o facem mai mic aici, în care avem conștiință jos, minte și materie, ăsta de aici, da, este luat și pus aici. Și exemplificat că există diferite intensități ale acestui plan al conștiinței. Și una din intensitățile esențiale este cea de la 200, fiindcă aici se face diferența între ceea ce nu susține viața și ceea ce susține viața. Sau între falsitate și adevăr. Pragul de 200 este esențial. După aceea mai avem iubirea pe undeva pe la 500. Avem primul stadiu de iluminare, foarte rar experimentat. Sunt cel mult câțiva zeci de oameni pe tot globul care experimentează un nivel între 600 și 1000 și de la 600 în sus sunt stadiile foarte avansate de iluminare, la 1000 ajungând doar Iisus, Buddha și Krishna de când avem noi istorie recentă a umanității. Deci asta e o schemă, scara nivelurilor de conștiință, despre care poți afla mai multe din cărțile lui David R. Hawkins,
cărți pe care îți recomand încă o dată să le citești în engleză, fiindcă nu din rea voință, dar din neputință, traducerea lasă de dorit. Și după aceea mai este cealaltă schemă pe care am exemplificat-o deja puțin aici, dar o să o refacem temeinic și în această emisiune, fiindcă mai apoi o să vedem cum răspunsul la o sumedenie de întrebări sau rezolvarea a o sumedenie de dileme vine imediat în momentul în care încercăm să ne răspundem la acele nedumeriri suprapus peste această schemă. Și hai să o refacem, deci punem jos conștiință. La mijloc minte și sus materie. Mi-a venit acum în minte că mai primesc uneori o întrebare că, domnule, de ce nu invers? Că dacă conștiința asta e asemuită spiritului sau divinului, noi ne imaginăm divinul în cer. Da? Așa ne l-am imaginat. E undeva acolo, sus, Dumnezeu. Și prin urmare, dacă Dumnezeu e conștiință, e viață, e spirit, de ce punem jos și punem materia sus? Punem materia sus dintr-un motiv foarte simplu. Conștiința aceasta apare jos ca temelie, fiindcă asta este ea, este temelia realității și universului și a tot ceea ce înseamnă experiență ulterior în materie. Adică este ca și cum putem considera conștiința respectivă masa aceasta. Și după aceea, după ce avem masa, putem spune și paharul cu apă pe masă. Și îl punem pe masă. Dacă masa n-ar mai fi aici, eu aș putea să fac același gest, pun paharul, dar l-aș scăpa jos, că n-ar mai avea pe ce să stea. Ei bine, exact în felul acesta suntem invitați să vedem conștiința. Conștiința este un fundament, este o temelie, este baza pe care mai apoi se adaugă sau peste care se adaugă o minte, peste care se adaugă materia. Deci de asta apare structura așa și nu apare inversat. Asta ca o mică paranteză. Conștiință egal spirit, egal viață, egal iubire și egal adevăr. Toate acestea, conștiință, spirit, viață, iubire, adevăr, sunt cuvinte. Știm foarte bine că sunt cuvinte din indexul limbii române. Înspre cine invit această schemă este să acceptăm că toate aceste cuvinte indică înspre același plan. Este ca și cum am avea aici conștiința, da, conștiința, și avem așa, iubire, adevăr, viață, și toate astea sunt cuvinte, ăsta indică tot aici, ăsta indică tot aici, ăsta indică tot aici. Deci toate astea sunt sinonime în sensul cel mai profund. În momentul în care vedem așa lucrurile, dintr-o dată foarte multe se schimbă și se armonizează. Având schema, hai să vedem care este prima tematică pe care o rezolvăm. Apare o neclaritate în mintea omului care citește cărți de spiritualitate, participă la cursuri de spiritualitate, cu privire la ce este spiritul și ce este sufletul. Fiindcă vedem că există două cuvinte diferite, prin urmare ar trebui să fie și două lucruri diferite, spiritul și sufletul, dar totuși ce e unul și ce e celălalt. Ei bine, pe unul dintre ele îl rezolvăm foarte ușor suprapus pe această schemă. Fiindcă am spus aici conștiință egal spirit. Adică spiritul este acest plan al conștiinței. Sufletul, în schimb, este ceva ușor diferit. Este acumulare de energie la nivel mental. În sensul că aici, la nivel mental, ne putem imagina o foaie inițial albă sau două foi deschise în felul acesta și aici se tot notează lucruri. Notăm ceva și mai notăm ceva și mai notăm ceva și așa mai departe. Și la final, rezultatul tuturor acestor înregistrări este sufletul. Prin urmare, sufletul este ceva mental, iar spiritul este ceva de dincolo de minte și este sinonim cu conștiința. Cu alte cuvinte, ceea ce suntem noi de fapt în esență este spiritul și nu sufletul, chiar dacă experimentăm și un suflet. Sufletul este asemenea unei cărți în care sunt notate informații,
pe care mai apoi, într-o întrupare viitoare, parte din informațiile respective le luăm cu noi mai departe, dar în mod esențial noi suntem spiritul, fiindcă așa cum am mai desenat, aici, la nivelul cel mai de sus al materiei, apare un trup fizic. Ei bine, pentru ca acest trup fizic să fie în viață, este necesar ca un braț dinspre conștiință să se ducă înspre trupul respectiv fizic. Se interpătrunde viața însăși, conștiința, adevărul, cu materia, exact așa cum apa poate să pătrundă un burete. Și în momentul respectiv spunem despre acest trup fizic că este în viață. Ei bine, odată ce acest trup fizic este în viață, putem să experimentăm, să avem experiențe în materie. Dar asociat acestui trup fizic există o astfel de cărticică, unde sunt înregistrate informații pe care le facem. De exemplu, că astăzi de la ora X la ora Y, eu doar dau doar un exemplu, cineva privește înspre emisiunea Căutând Adevărul. Are loc o înregistrare de informații. Însă este esențial să acceptăm despre suflet că este pur și simplu acumulare de informații, înregistrarea unor informații, pe când acest spirit este conștiința și este etern și este nemuritor și este acest braț care se retrage și vine iarăși înspre un alt trup fizic, poate da, dacă intervine o altă întrupare și așa mai departe. Deci se tot întâmplă lucrurile în felul acesta și aceasta este diferența. Spiritul e în planul conștiinței, sufletul e ceva în plan mental, acumulare de informații și asta e diferența între ele, ca să fie cât se poate de clar. Mergem mai departe să vedem care este un al doilea subiect, care suprapus pe această schemă vine cu foarte multă claritate. Auzim foarte mult în literatura de spiritualitate, în cursurile de spiritualitate, despre ego. Ego în sus, ego în jos, ce este acest ego? Auzim uneori și faptul că ego-ul este o iluzie. Păi ori este, ori este o iluzie, se întreabă mintea și așa mai departe. Ego-ul înseamnă o identificare a noastră ca fiind trupul fizic pe care îl experimentăm și gândurile pe care le experimentăm. În momentul în care ne identificăm ca fiind acele gânduri și ne identificăm ca fiind un trup fizic, ca fiind o persoană, atunci înseamnă că ego-ul este prezent. Poate cineva care se uită acum la emisiune să zică, păi și eu cum, nu sunt o persoană, ce sunt? Ei bine, spiritualitatea ne spune că lucrurile nu ar sta chiar așa și că ego-ul este o iluzie. Și venind la această schemă, vedem foarte clar de ce lucrurile nu stau chiar așa. Fiindcă noi nu suntem acest trup fizic care apare în materie, fiindcă acest trup fizic care apare în materie la un moment dat și dispare. Știm foarte bine că moartea, ceea ce numim moarte, face parte din procesele naturale pe care le experimentăm în acest plan și mai devreme sau mai târziu acest trup o să fie oareși ulcere sau o să fie praf de dat de aruncat în mare după incinerare sau o să fie ce o să fie, o să vedem. Da, dar cert este să spunem despre acest trup fizic că nu este etern. Mergem mai departe la gânduri și așa cum am tot povestit noi în emisiunile precedente, putem să acceptăm despre gânduri că, unul, nu sunt ale noastre, ci sunt doar receptate conform nivelului de conștiință pe care le experimentăm, însă gândurile nu sunt ale noastre, sunt receptate, și putem să acceptăm și faptul că mai putem să și curățăm de pe aici, de prin gânduri, fiindcă am spus că letting-go-ul este foarte eficient la acest aspect. Prin urmare, și gândurile nu sunt eterne, sunt efemere. Numai că noi în permanență avem senzația, dacă privim cu sinceritate în interiorul nostru, că ceea ce suntem noi, de fapt, este etern și nu efemer și avem dreptate. Fiindcă, în mod esențial, noi suntem acest câmp al conștiinței însăși, care câmp este sinonim cu viața și frumos despre viață și despre conștiință este faptul că nu poate fi distrusă. Viața doar își schimbă forma,
poate să pătrundă astăzi o formă, peste 100 de ani alte forme și așa mai departe, dar în mod fundamental acest câmp al conștiinței nu poate fi distrus, ci doar își schimbă forma și este etern. Cu alte cuvinte, în cazul în care era experimentat o frică de moarte, putem să ne liniștim, fiindcă ceea ce suntem noi, în mod esențial, nu poate fi distrus nici chiar dacă am vrea. Adică nu este o posibilitate să nu mai fim. Știu că poate suna ciudat acest lucru, dar pur și simplu nici măcar nu este o posibilitate să nu mai fim. A, că nu o să mai fim în forma asta, că nu o să mai fie animat trupul fizic care are asociată eticheta numelui Cosmin și care arată cam așa la vârsta de 31 de ani, asta e adevărat. Asta la un moment dat, într-adevăr, dat fiind efemeritatea trupului fizic, este valabil. Numai că ceea ce suntem noi în mod fundamental, și anume conștiința și viața însăși, acel ceva, acel câmp, nu poate să nu mai fie. Este o imposibilitate la nivel universal și odată cu asta poate se mai eliberează puțin și din frica de moarte pe care o avem. Dar revenim la iluzia ego-ului. Spuneam că ego-ul reprezintă identificare cu persoana, reprezintă identificare cu trupul fizic și reprezintă identificare cu gândurile. Dacă noi suntem altceva decât persoana și decât gândurile și suntem de fapt spiritul sau conștiința, asta înseamnă că și ego-ul la rândul său este o iluzie. Și o să vedem, conform schemei astea, cum anume apare ego-ul sau iluzia ego-ului. Ei bine, la nivel mental apar niște gânduri. Inițial, în copilărie, suntem învățați de către societate și de către lumea în care ne naștem că noi, ceea ce suntem noi, este acest trup fizic. Deci ăsta este un gând, o să-l fac așa mai îngroșat puțin, să zicem, este un gând aici, fix, care devine acceptat de către noi încă din frage de pruncie, ești trupul. Nu ne spune cineva în mod direct, bă, tu ești trupul ăsta. Dar interacționând cu lumea și cu gândurile prezente în lumea în care ne naștem, acceptăm acest gând, că suntem trupuri. Mai apoi, acceptăm gândul, numele meu este Cosmin, în cazul meu, sau Grigore, sau Ioan, sau Costel, sau Radu, sau orice alt nume. Da? Și odată cu asta, cu acceptarea acestui gând, iarăși ne îndepărtăm puțin de esența ceea ce suntem, fiindcă nu ne spune nimeni când ne naștem, bă, tu ești conștiință, ești viața însă și ești adevărul, ești spirit. Nu. Așa este planul în care ne-am născut, nu este bun sau rău, suntem invitați să-l acceptăm, doar că descriem puțin fenomenul. Deci acceptăm odată gândul, suntem acest trup, după aceea acceptăm gândul, sunt Cosmin, după aceea acceptăm și alte gânduri asemănătoare și tot acest set de gânduri de la nivel mental dau naștere unei proiecții. Deci tot setul ăsta de gânduri ne putem imagina că are loc o proiecție, da? Și astfel apare ceea ce numim ego. Adică trecând experiența de viață prin filtrul acestor gânduri pe care le acceptăm începând de când ne naștem și mai apoi pe toată durata vieții, ajungem să credem într-adevăr într-o iluzie, în faptul că am fi un trup fizic, am fi o persoană, când noi de fapt suntem însuși câmpul infinit al conștiinței, care este baza și temelia a tot ceea ce înseamnă experiența noastră în acest plan. De asta, așadar, în spiritualitate se vorbește despre ego și despre iluzia ego-ului, fiindcă atunci când în procese meditative sau în procese de introspecție sau în momente în care intrăm în conexiune, ne deschidem înspre a accepta mai mult din iubirea infinită pe care Dumnezeu o revarsă în fiecare instanță a lui acum înspre noi, în acele momente vedem că oricât am căutat acest ego, nu prea îl găsim pe nicăieri. Nu-l găsim pe nicăieri pe ăla pe care îl cheamă Cosmin sau nu găsim pe nicăieri când noi chiar am fi acest trup fizic. Și descoperim alte lucruri, descoperim că noi suntem mai mult decât atât, descoperim că noi suntem spiritul. Și înspre asta ne invită așadar spiritualitatea și vedem cum, sper eu, vine cu mai multă claritate suprapunerea noțiunii de ego peste acest fundament, peste această schemă de bază de la care am plecat în primele emisiuni și continuăm să ne raportăm la ea. Prin urmare, am discutat două chestiuni care zic eu că devin mai clare
în momentul în care le suprapunem pe schema conștiință, minte și materie. În a doua parte a emisiunii o să continuăm cu alte câteva puncte, în așa fel încât să vedem, după cum spuneam, la ce ne ajută, domnule, toată teoria asta. Și vedem că ne ajută, în primul rând, la a experimenta mai multă claritate, ceea ce simt că este esențial. Ne auzim în a doua parte. Continuăm cu a doua parte a emisiunii și, după cum spuneam și în prima parte, în această emisiune vedem la ce întrebări sau nedumeriri pe care studentul spiritual le are, sau nu neapărat studentul spiritual, omul interesat mai, să afle mai multe despre viață și despre el însuși și despre experiența lui în acest plan și despre Dumnezeu și așa mai departe, vedem cum anume se răspunde ușor la aceste întrebări, sau măcar putem să facem încă un pas înspre claritate folosindu-ne de această schemă cu conștiință, minte și materie. Și fiindcă am folosit deja desenul ca să detaliem lucrurile pe care le-am povestit în prima parte, o să îl reluăm acum în a doua parte, că altfel se complică foarte mult și nu mai înțelegem ce se întâmplă acolo. O să prescurtez ca să fac simplu, să pun un co, mi, ma. Da, conștiință, minte și materie. Și o să povestim puțin despre evoluție. Auzim des, zic eu, sintagma evoluție spirituală sau dezvoltare personală sau altele precum acestea. Ei bine, aici la nivel material apare acest trupușor fizic pe care îl tot desenez de fiecare dată și senzația noastră este că acest trupușor fizic, prin identificarea cu ego-ul despre care povesteam în finalul primei părți a emisiunii, prin identificarea respectivă cu ego-ul, ajungem să credem despre acest trup fizic că el evoluează. Ne-am putea imagina că sunt aici niște trepte pe care el le urcă și ai nivelul 1, 2, 3 și tot așa, trupușorul acesta fizic evoluează. Însă, de fapt, lucrurile nu stau așa. Suntem invitați să acceptăm că evoluția este a câmpului conștiinței însuși. Deci este câmpul care evoluează și află mai multe despre el însuși cu ajutorul minții și al materiei și nu este trupușorul care evoluează și nu este nici acea construcție, proiecție pe care am numit-o ego atunci când am povestit în prima parte. Ideea este că intervine o eroare la un moment dat, fiindcă noi, identificându-ne cu ego-ul, crezându-ne un trup fizic, un individ, o persoană, crezându-ne gândurile pe care le experimentăm și așa mai departe, credem că ceea ce se numește evoluție este făcută tot de acest trup fizic, persoană, individ și așa mai departe. De fapt însă, evoluția, spuneam, este experimentată de către câmpul conștiinței însuși. Și poate să apară întrebarea, dar bine mă, câmpul ăsta al conștiinței, nu era el viața? Nu era el adevărul? Ce nevoie de evoluție? Nu era el absolutul? Și așa mai departe, da? Ce nevoie de evoluție să aibă câmpul ăsta? Cum adică să evolueze? Ei bine, acum în continuare o să răspundem, sau măcar, hai să zicem, să nu avem pretenția că răspundem chiar concret și de plin la întrebare, ca să nu ne se umfle ego-ul, că tot am povestit, da, despre ego, dar măcar la fel, încă un pas înspre claritate o să facem pe subiectul cum anume a apărut viața pe pământ și de ce a apărut viața pe pământ. Ei bine, după cum tot ai văzut în desenul acesta, facem inițial acest câmp al conștiinței și mai apoi desenăm mintea, mai apoi desenăm materia. Ei bine, inițial, până ca universul în care ne aflăm să existe, planeta pe care ne aflăm să existe și toate obiectele celelalte materiale să existe, inițial a existat conștiința în stare pură, fără niciun fel de interacțiune cu materia, fără niciun fel de interacțiune cu mintea. Astea două nici măcar nu existau, deci astea două, materia și mintea. Conștiința poate să existe și fără
minte sau materie. Și la un moment dat, acum miliarde sau sute de miliarde de ani de timp liniar, a existat un punct în care, din aspectul non-manifestat al lui Dumnezeu, a izvorât viața sub forma conștiinței. Viața, da, sub forma conștiinței. A izvorât de acolo. Și această viață o putem vedea asemenea unei lumini infinite, asemenea unei lumini calde și infinite, care pur și simplu radiază și inițial, în acea postură de acum miliarde de ani, acest câmp știa despre el numai faptul că este. Ca exercițiu de imaginație care taie mult din felul în care stau lucrurile, dar ne ajută poate să relaționăm un pic mai bine cu această componentă ușor abstractă, le-am mai povestit-o cursanților care participă la cursurile pe care le fac sau oamenilor în ședințele 1 la 1 această idee și am observat că are un grad destul de mare de abstractizare. Omul poate reușește, poate este un pic mai greu și de aceea pe cât posibil dezabstractizez. Imaginează-te pe tine, cel care privește această emisiune, cu tot cu identificarea cu trupul fizic, într-o încăpere, fără geamuri, fără lumină, perfect întunecată și imaginează-ți pe cât posibil că nu te-ai văzut niciodată, nu știi cum arăți. Dar ești conștient că ești, însă nu știi cum arăți și n-ai văzut nimic altceva, nu te-ai văzut nici măcar pe tine, că fiind întuneric, chiar dacă faci așa nu te vezi. Știi că ești, dar nu știi cum ești, nu știi mai multe despre tine. Ei bine, cam așa putem considera că era conștiința sinonimă cu viața inițial. Deci inițial, când a apărut din Dumnezeu non-manifestat conștiința sub forma vieții și adevărului și asemenea unei lumini blânde care radiază iubire, era, dar nu știa și cum e. Și și-a dorit conștiința să afle mai multe despre cum este ea. Și așa a apărut la un moment dat viața pe pământ. Fiindcă această conștiință și-a dorit să afle mai multe despre ea. Și cu cât află mai multe despre ea, cu atât acest câmp al conștiinței, care este etern și este viața însăși, putem spune că evoluează. Cum află mai multe conștiința despre ea? Păi, pleacă de aici un braț înspre un trupușor fizic. Înspre un alt trupușor fizic pleacă un alt braț. Două trupușoare fizice, A și B, le-am mai desenat noi în emisiunile trecute, experimentează viața în acest plan. Este ca și cum aceeași conștiință a pătruns două forme, două mănuși și odată cu asta, dacă acest trup fizic, cu ajutorul conștiinței din el, privește înspre alt trup fizic care este în viață cu ajutorul conștiinței care pătrunde trupul respectiv fizic, de fapt este conștiința care privește înspre conștiință. Și în felul acesta, conștiința poate să și privească înspre ea însăși, să vadă cum este, să vadă cum reacționează, să vadă cum se comportă în diverse situații și așa mai departe. Da? Deci, conștiința inițial era doar ea, numai că era un infinit de iubire și voia să afle mai multe despre ea. Voia să și privească înspre ea, să știe cum ar reacționa în diverse situații concrete, așa că a apărut o minte, a apărut planul material, a apărut planul mental și mai apoi a apărut și planul material, în așa fel încât această conștiință, prin experiențele pe care noi ca oameni le avem în planul material, conștiința se poate evolua. Prin urmare, evoluția se petrece și este experimentat un nivel de conștiință mai mare sau mai mic local asociat unui anumit trup fizic la un moment dat. Este experimentat un anumit nivel de conștiință pe scara nivelurilor de conștiință pe care am desenat-o și în începutul acestei emisiuni. Are loc, da, pe scara aceasta a nivelurilor de conștiință, experimentarea unui anumit nivel local. Însă, fundamental, dincolo de experiența aceea locală, suntem invitați să recunoaștem și acceptăm că există un câmp unitar al conștiinței și motivul pentru care viața pe pământ a apărut a fost acesta. Pentru ca conștiința să poată experimenta, să poată afla mai multe despre ea însăși sau, într-un cuvânt, evolua. Prin urmare,
evoluția se petrece, este o caracteristică specifică planului în care noi ne aflăm, însă nu o face ego-ul, ci este ceva impersonal sau transpersonal. Este ceva dincolo de persoană, de trup fizic sau de ego-persoană, ce se petrece direct la nivel de câmp prin toate experiențele pe care noi le avem. De aceea, dat fiind acest context, eu le recomand oamenilor să se deschidă înspre a accepta că ceea ce experimentează în chiar acest moment este infinit armonios fix așa cum este. Poate că nu înțelegem în acest moment de ce ar fi infinit armonios, poate că într-o anumită măsură nu putem să acceptăm, poate că dacă o anumită situație spunem despre ea că ne provoacă foarte multă durere, din nou, nu putem să acceptăm despre acea durere că este infinit armonios să o experimentăm. Poate că intervin toate acestea, dar dincolo de ele, dacă suntem dedicați pe acest drum al spiritualității, suntem invitați să acceptăm că absolut tot ceea ce experimentăm este infinit armonios fix așa cum este. Și știți de ce se întâmplă asta? Tocmai am spus că acest plan al conștiinței și-a creat cumva o minte și o materie ca să se poată experimenta pe el însuși planul conștiinței și pentru ca evoluția lui să poată avea loc. Ei bine, aceeași conștiință, care este spiritul, care este dincolo, două straturi mai în spate, da, de materie și minte, selectează în fiecare instanță a lui acum exact potențialul infinit armonios care este necesar a fi experimentat în așa fel încât evoluția să aibă loc. Dacă ne uităm la nivelul colectiv de conștiință al umanității, o să vedem că în momentul în care Iisus s-a întrupat în acest plan, adică acum 2000 de ani, nivelul de conștiință era undeva pe la un 70 aproximativ, nivelul de conștiință colectiv al umanității, fiindcă și acesta poate fi măsurat. Vedem unde se afla conștiința cu totul. Da? Și conștiința cu totul era undeva la 70. Ei bine, 2000 de ani mai târziu, cu ajutorul maieștrilor spirituali, cu ajutorul potențialelor acelora experimentate pe tot cuprinsul globului pământesc și nu numai, în tot universul și așa mai departe, nu extindem foarte mult ca să nu complicăm, umanitatea a ajuns în zilele noastre să experimenteze un nivel de conștiință de peste 200, dar este foarte puțin peste 200, undeva la un 205, 7, oscilează, mai scade, mai crește, dar datele sunt undeva pe aici. Prin urmare, putem vedea așadar că la nivelul colectivității însăși are loc o evoluție pe care, dacă poate, ne uităm cu mintea, ne uităm la cum și acum 2000 de ani făceam războaie și cum și la 2000 de ani distanță facem în continuare războaie și ne uităm la cum acum 2000 de ani sufeream și în prezent umanitatea suferă, poate suferă din ce în ce mai mult, chiar dacă trăim mai bine ca niciodată, strict obiectiv, dacă ne uităm la fizic, la faptul că avem ce mânca, la faptul că avem curent electric, condiții, medicamente antibiotice și așa mai departe, totuși suferința s-ar putea să fie mai mare decât în trecut. Dacă ne uităm la astea, am putea să zicem, care evoluție, domnule, că trăim aceleași lucruri ciclic de cel puțin 2000 de ani sau mai mult. Însă dacă ne uităm, asta, concluzia asta, am putea să ajungem la ea, că trăim aceleași lucruri, numai dacă privim aici. Privim numai în materie, vedem. Războaie atunci, războaie acum. Suferință atunci, suferință acum. Dar asta înseamnă să ne uităm doar la materie. Dacă mergem un pic mai în profunzime și vedem conștiința colectivă a umanității pe unde se află, vedem că suntem pe acolo, prin zona de 200 acum, ceea ce înseamnă un progres enorm. Dacă în 2000 de ani, la nivelul colectivității, am reușit să parcurgem segmentul acesta, înseamnă că suntem pe calea cea dreaptă și înseamnă că se confirmă faptul că acest câmp al conștiinței continuă în permanență să își selecteze numai potențialele care sunt infinit armonioase spre a fi experimentate în așa fel încât evoluția să aibă loc. Și mai vine un exemplu interesant acum în minte pe care îl ofer oamenilor. Apropo de faptul că la suprafață noi vedem ceva, în profunzime, totuși, aceea este
experiența infinit armonioasă pe care conștiința însăși o alege și ea știe ce face. Spre deosebire de o postură mai limitativă asociată identificării cu ego-ul, cu mintea sau cu trupul fizic. Și exemplul îl știu de la David R. Hawkins, cel care este creatorul scării nivelurilor de conștiință sau descoperitorul acesteia. El spunea și dădea drept exemplu sclavia. Știm foarte bine că pe parcursul a sute sau poate mii de ani, pe suprafața Pământului, civilizațiile utilizau sclavi. Chiar până în istoria recentă, în Statele Unite ale Americii, știm foarte bine că au o istorie a sclaviei și că persoanele de culoare erau de obicei cei tranzacționați ca sclavi și așa mai departe. Însă, spune Hawkins că inițial, când conceptul de sclavie a apărut pe planeta Pământ, noi am prins numai finalul sclaviei, mai știm ceva din istorie, da? Și poate mai sunt și niște cazuri extrem de izolate, chiar și în prezent, la nivel planetar, dar ca la nivel colectiv am prins finalul. Și ne-a devenit clar că nu este utilă și nici armonioasă și nici sănătoasă această sclavie, așa că am abolit-o, am interzis-o prin lege și ce am mai făcut noi. Însă inițial, când a apărut sclavia pe Pământ, oamenii respectivi care erau luați ca sclavi, de fapt li se prelungea viața, fiindcă trăiau în niște condiții atât de mizere, încât efectiv n-aveau un acoperiș deasupra capului, nu se puteau încălzi, nu puteau mânca, n-aveau nevoile de bază. Și erau mii de oameni care trăiau într-o foame de nedescris. Fiind luați ca sclavi de către cei care aveau ceva de mâncare, aveau un acoperiș deasupra capului și așa mai departe, li se prelungea viața, fiindcă altfel ar fi murit foarte devreme. Fiind sclavi, trăiau mai mult. Asta inițial. La un moment dat, potențialele acestea ale sclaviei nu i-au mai fost necesare câmpului conștiinței, prin urmare s-a abolit, am interzis-o prin lege, după cum spuneam. Dar, la momentul respectiv, era ceva prin care conștiința, câmpul acesta al conștiinței, era necesar să treacă pentru ca evoluția să poată avea loc. De asta zic că noi, dacă ne uităm mental, putem să nu acceptăm despre ceea ce trăim acum, că ar fi infinit armonios, dar totuși, în mod esențial, așa este. Și am observat că ajută foarte, foarte mult această postură. Dacă omul se deschide înspre a accepta că de la nivel de câmp, de acolo din esența a ceea ce el este, de la nivelul spiritului, în permanență sunt selectate numai potențialele infinit armonioase pe care le avem de experimentat, odată cu această acceptare ne liniștim foarte mult. Totul este să reușim să o acceptăm, să reușim să acceptăm acest lucru drept adevăr spiritual, dar dacă ne uităm la această schemă cu conștiința, mintea și materia, vedem și de ce stau lucrurile așa. Vedem cum din conștiință pleacă impulsul mai departe înspre minte și la nivel material sunt experimentate unele lucruri sau altele. Și o ultimă idee pentru emisiunea de astăzi, pe scurt, ne este foarte ușor să înțelegem câteva lucruri despre emoție și o să fiu doar foarte scurt aici, fiindcă nu mai avem neapărat foarte mult timp și am mai și atins ideea tangențial în emisiunile precedente. Spuneam că emoția este acumulare de gânduri, adică gând aici la nivel mental, toată asta este o emoție luată la pachet. Ei bine, înspre ce suntem invitați să acceptăm e că emoția e ceva mental și are doar o influență asupra trupului fizic și mai apoi noi vedem că atunci când suntem emoționat, transpirăm, ne bâlbâim, ne este frică sau fiecare cum reacționează. Însă este esențial să acceptăm despre emoții că este o energie pe undeva, invizibilă pentru ochiul fizic, care are o reacție, da, care are o influență, mai corect spus, asupra trupului fizic. Prin acea influență se produc niște reacții la nivelul trupului fizic și noi simțim emoția inclusiv în fizic.
Dar emoția este de amplasat aici, în planul mental, nu în plan material, nu în planul conștiinței. Și odată cu amplasarea emoției aici, ne putem armoniza foarte mult relația cu aceasta, așa cum am povestit, prin letting go sau prin alte tehnici. Acestea sunt doar o parte din chestiunile care zic eu că devin un pic mai clare în momentul în care ne raportăm la scara nivelurilor de conștiință și ne raportăm la schema conștiință, minte și materie. Pe viitor, în emisiunile viitoare, așa cum va fi infinit armonios să se întâmple, vom mai explora și alte subiecte în așa fel încât să ne deschidem înspre claritate cu privire la ele. Îți mulțumesc că te-ai uitat și te aștept și pe viitor la emisiunea și episodul următor.